Marți 15 iunie a avut loc conferința de deschidere a proiectului Viziune 2020, evenimentul fiind marcat de semnarea a două acorduri cadru privind furnizarea 476 de autospeciale de stingere a incendiilor. Autospecialele vor fi achiziționate prin proiectul Viziune 2020, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, a cărui valoare este de aproximativ 682 milioane de euro. Mijloacele tehnice vor fi destinate intervenției pentru stingerea incendiilor în mediul urban și rural ce necesită cantități însemnate de substanță stingătoare, punându-se accentul pe deplasarea rapidă, realizarea în timp scurt a dispozitivului de intervenție și utilizarea apei cu randament de stingere ridicat. Prin implementarea proiectului se asigură îmbunătățirea nivelului de dotare, înlocuirea autospecialelor cu durată normată de exploatare depășită și acoperirea deficitului. Renoirea parcului auto reprezintă o prioritate la nivel național, având în vedere că unitățile operative încă dețin tehnică de intervenție cu durată de exploatare depășită, înregistrându-se un număr mare de autospeciale de stins incendii cu o vechime de peste 20 de ani. Din cele 476 de autospeciale de stingere achiziționate la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbuș-Tirbei-Călăraș, vor ajunge 9. Acestea vor înlocui autospecialele vechi din parcul auto al Inspectoratului. Cea mai bătrână autospecială funcțională încă la ISU Călăraș are peste 30 de ani vechime. Acum câțiva ani, știți că mi s-a aprobat o sumă de aproximativ 680 de milioane de euro pentru îmbunătățirea sectorului de urgență. Trei piloni principali, la care s-a adăugat și al patrulea ulterior, terestru, naval, aerian și pilonul de comandă și control. Beneficiarii fiind în principal Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, dar și cu alți parteneri. Vorbim aici de Inspectoratul General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și de serviciile de ambulanță, unde pe acest proiect a intrat Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, iar pe un alt proiect, POR, pe programul operațional regional, au intrat restul serviciilor de ambulanță din țară. S-au realizat mai multe achiziții și aici, mai departe, vă rog diapozitivul său. Vreau să explic astăzi ce se întâmplă și de ce v-am invitat, pentru că nu prea am anunțat care e motivul întâlnirii de la început. Dacă ne uităm la dotarea pompierilor, pompierii sunt o armă care nu merg numai la incendii. Sunt cea mai complexă armă din punct de vedere al diversității intervențiilor, fie că merg la incendii, cazuri medicale, inundații, alte probleme grave care se confruntă cu ele cetățenii și care necesită intervenție rapidă, iar mijlocul de intervenție de bază al pompierilor, și asta sunt mașinile de stingere incendii, care sunt folosite inclusiv la inundații și în alte misiuni de descarcerare, chiar în unele misiuni de prim ajutor, peste 25% din ele au, de fapt, mă scuzați, peste 25 de ani vechime au aproximativ 40% din aceste mașini. Adică 40% din mașinile de stingere sunt cu o vechime de peste 25 de ani. Unele dintre ele depășind 30 de ani cu bine. Sunt mașini care încă sunt în dotare din anii 1980 și care sunt folosite ca cisterne de intervenție. Astăzi, după mai multe tentative și după ce proiectul care am vorbit de el, a realizat mai multe achiziții în favoarea pompierilor și al Inspectoratului de Aviație. Ultima ați văzut-o săptămâna trecută în prezența domnului ministru Bode, când s-au livrat ultima tranșă de elicoptere ușoare. Prin acest proiect s-au realizat mai multe dotări până acum și aici vorbim de mașinile de stingere incendii de pădure, 30 de mașini, de ambulanțe pentru serviciul de ambulanță și SMURD, autopompe cisterne pentru incendii, automacarale care s-au cumpărat prin acest proiect și au fost distribuite în țară și, bineînțeles, și autoscări care au fost distribuite peste 80 în țară și continuă achizițiile lor. Însă astăzi vorbim
de cea mai importantă mașină de intervenție a colegilor de la pompieri. Și asta este mașina de stingere. Asta se va semna acordul cadru și ulterior contractul subsecvent pentru 476 de mașini de pompieri. Vorbim aici de 200 de autospeciale de capacitate de 10.000 de litri, contractul cu TVA fiind în valoare de 69.321.142 de euro și 276 de autospeciale de intervenție la incendii, dar și la descarcerare și prim ajutor, în valoare de 89.795.361 de euro. Ambele contracte totalizându-se la 159 de milioane de euro, 116.504. Este prima dată în care se face o astfel de investiție, o astfel de sumă și o astfel de abordare în care vom înlocui aproximativ tot ce este peste 25 de ani în următoarea perioadă la pompieri. Eu nu pot decât, în primul rând, să mulțumesc Ministerul Investițiilor și Fonduri și Proiectelor pentru sprijinul acordat pe tot parcursul anilor în care s-a desfășurat acest proiect și care încă se va desfășura până la sfârșitul 2023. Și vreau să-l mulțumesc domnului ministru Bode pentru sprijinul care mi l-a acordat, inclusiv în pregătirea a următorului proiect de fonduri europene. Iar în mod deosebit vreau să le mulțumesc colegilor de la IGSU, în frunte cu domnul general major Dan Iamandi, pentru modul în care au lucrat și pentru realizarea acest proiect de mare importanță pentru cei care sunt pe teren, pentru cei care intervin, pentru oamenii care pleacă la intervenție. Știu că am avut foarte multe comentarii și discuții de ce nu cumpărăm mașini de pompieri. Să știți că n-a fost ușor. Cred că au fost cel puțin 3 tentative de licitații până s-a ajuns să finalizăm actuala licitație. Încă o dată, felicitări și mulțumesc și o să invităm la semnarea, celor două acorduri. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule doctor! Cu permisiunea dumneavoastră, se semnează acordul cadru pentru 200 de autospeciale de stingere incendii cu capacitatea de 10.000 de litri, în valoare de 339.673.600 lei, TVA inclusă, echivalentul la 69.321.142 euro, TVA inclusă. Urmează semnarea acordului cadru pentru 276 de autospeciale de stingere incendii cu capacitate de 4.000 de litri în valoare de 439.997.273 de lei, TVA inclusă, echivalentul la 89.795.361 euro, TVA inclusă.
Adresez respectuoasa rugăminte de a lua cuvântul ministrului afacerilor interne, domnul Lucian Bode. Domnule ministru, domnule secretar de stat, domnule inspector general, stimați invitați, înainte de toate vreau să vă rog să-mi permiteți să-i mulțumesc domnului ministru Ghinea în numele salvatorilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru cuvintele frumoase pe care le-a adresat în cuvântul domniei sale. A fost într-adevăr un an dificil, un an greu, dar așa cum știm cu toții, suntem în continuare în stare de alertă. Pandemia nu s-a terminat și vă asigur, domnule ministru, pe dumneavoastră și pe toți cei care ne urmăresc, că structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost, sunt și vor fi la datorie. Evenimentul de astăzi are o importanță deosebită în procesul de îmbunătățire a capacității de reacție a structurilor de intervenție specializate în stingerea incendiilor. Îndeplinirea cu succes a misiunilor de intervenție la care sunt chemați să răspundă pompierii militari depinde de nivelul de dotare cu echipamente menite să asigure atât protecția salvatorilor, cât și a comunităților aflate în pericol. La nivelul IGSU s-a dovedit că există o implicare și o dorință de a accelera proiectele de investiții, proiecte care au ca scop achiziționarea de echipamente care contribuie în mod decisiv la creșterea gradului de protecție prin eficientizarea capacității de răspuns în caz de dezastru. Prin încheierea celor două acorduri cadru, în valoare de aproximativ 159 de milioane de euro, vor intra în următorii 2 ani în dotarea structurilor IGSU, așa cum s-a prezentat aici, 476 de autospeciale de stingere a incendiilor. O flotă importantă de echipamente destinate stingerii incendiilor, care va fi distribuită la nivelul întregii țări, în funcție de necesitățile și care va contribui la gestionarea eficientă a situațiilor de urgență. La finalizarea acestor contracte și odată cu livrarea celor 476 de autospeciale, vor fi înlocuite toate echipamentele uzate fizic din dotarea Inspectoratului pentru situații de urgență, astfel încât structurile teritoriale să beneficieze de tehnică modernă de intervenție. Vă felicit pe toți cei implicați în implementarea proiectului Viziune 2020, prin intermediul căruia structurile coordonate de către Departamentul pentru Situații de Urgență, cu o notă specială pentru IGSU, beneficiază de finanțare din fonduri europene în valoare de 682 de milioane de euro, fonduri pentru care pentru a fi atrase, sigur, a fost nevoie de promovarea de proiecte mature, bine fundamentate și orientate spre creșterea rezilienței sistemului de răspuns la situații de urgență în România. Este foarte important că din cele 682 de milioane de euro, practic 121 de milioane de euro sunt deja rambursați sau s-au depus cereri pentru a fi rambursați, iar 254 de milioane sunt angajate sau în curs de rambursare. Deci, mai e mult până la 682 de milioane, vorbim de aproximativ 375 de milioane de euro rambursate, cu cereri de rambursare, angajate sau în curs de rambursare. Dar am încredere în structurile Departamentului pentru Situații de Urgență că acești bani vor fi absorbiți până la ultimul cent. Doresc să subliniez și prin acest cuvânt faptul că demersurile pentru modernizarea activității IGSU nu se vor încheia aici.
structurile angrenate în misiune de salvare, urmând să beneficieze și de alte dotări, prin intermediul acelui program finanțat din fonduri externe nerambursabile. Utilizarea la maxim a fondurilor europene aflate la dispoziția țării noastre reprezintă cheia dezvoltării serviciilor publice de urgență, servicii prompte și de calitate puse în slujba salvării de vieți. Am încredere că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne există expertiză, personal calificat și mai ales determinare pentru a obține finanțare pentru cât mai multe proiecte de dezvoltare a capabilităților de salvare. Voi fi un susținător al inițiativelor prin care se pune accentul pe creșterea performanței și pe eficientizarea modului de gestionare a intervențiilor, precum și pe implementarea de programe de formare continuă a resurselor umane. Doar printr-un demers integrat și profesionist se pot obține rezultate de excepție, iar în cazul de față, rezultatul de excepție se traduce în protejarea și salvarea de vieți. Prin semnarea acestor acorduri, cadru s-a mai parcurs o etapă importantă în consolidarea Sistemului Național de Urgență și vă asigur că eforturile dumneavoastră sunt foarte apreciate, atât la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Guvernului și, foarte important, sunt convins de acest lucru în rândul populației. Vă doresc cât mai multe inițiative de acest fel și vă îndemn să fiți la fel de implicați în implementarea de proiecte de investiții care pun pe primul loc protejarea vieții și siguranța comunităților. Vă felicit și vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru. Domnilor ministri, doamnă secretar de stat, domnule secretar de stat, distinși invitați, activitatea de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumim pentru participare și vă așteptăm și cu alte ocazii. La invitația inspectorului șef, cu îndurare am participat și la invitația, de fapt, adresată de către secretarul de stat, Raed Arafat, am participat la semnarea acestui contract pentru achiziționarea la nivel național a peste 460 de autospeciale destinate stingerii incendiilor. O parte dintre aceste autospeciale, număr de 9, vor reveni și județului Călăraș. L-am întrebat mai înainte pe domnul inspector șef cum stăm cu tehnica și am înțeles că o parte, e adevărat mai mică dintre autospeciale care încă sunt în funcțiune, au mai mult de 20 de ani și tocmai în acest sens cele 9 noi autospeciale sunt binevenite. Apreciez care fiecare dată intervențiile pe care Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență le face, așa cum am mulțumit și domnul ministru al Fondurilor Europene și domnul ministru de Interne, domnul Bode, am mulțumit tuturor angajaților, tuturor celor care fac parte din aceste inspectorate județene pentru munca depusă, pentru efortul depus, pentru poate multe nopți nedormite, poate pentru multă muncă pe care au făcut-o și voluntar, de cele mai multe ori. Și cum spunea și domnul Ghinea, în perioada asta nenorocită a pandemiei, de un an și ceva, ne-am simțit protejați, știind că există niște oameni la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență și vă mulțumim încă o dată sincer că sunteți acolo și că ne-ați ajutat să ieșim din fază de multe ori, alături de medicii noștri și alături de Poliția Națională și de celelalte autorități implicate. N-am decât să vă felicit că ați primit o cordă și veți avea două autoutilitare speciale noi și ce să vă doresc? Să nu le prea folosiți, să dea Dumnezeu să n-aveți nevoie să le folosiți, dar cu ce proiecte mai aveți în derulare și cu ce povesteați mai înainte că urmează și reabilitarea sediului instituției, tot pe fonduri europene,
într-adevăr ridicați condițiile de muncă ale dumneavoastră la standardele europene. Asta înseamnă că și Guvernul României are grijă de resursa umană, pentru că voi sunteți cea mai importantă resursă a acestui minister. Și vă felicit pentru lucrul ăsta și vă doresc peste câțiva ani să ne vedem în acest sediu consolidat și reabilitat. Felicitări și sănătate tot. Mulțumim pentru cuvintele deosebite. Da, e și din partea noastră mulțumire că după atâta timp am reușit să avem un asemenea contract, astfel încât tot ce vine ca și mijloace de intervenție să ne ajute în sprijinul nostru, în sprijinul mai ales a colegilor care merg la intervenții. După cum vedeți și astăzi, intrăm într-un cod portocaliu de vreme severă și tocmai de aceea orice mijloc de intervenție mai nou, mai bun, ne ajută foarte mult și venim foarte rapid și concret în sprijinul cetățenilor, că asta ne este menirea, alături de cum a zis și domnul prefect, de celelalte instituții cu care colaborăm și mai ales în perioada asta de pandemie, care ne-a încercat destul de greu pe toți. Mulțumim încă o dată, mulțumim guvernului că ne-a sprijinit și ne-a acordat încrederea în acest proiect. Domnule comandant, cât de vechi sunt autospecialele ce vor fi schimbate? Avem autospeciale și de 30 de ani în curtea noastră, le-ați văzut și am discutat și înainte și ne-a spus că la unele intervenții, într-adevăr, le folosim ca și cisterne, nu o primă intervenție, dar ne folosim de ele pentru că încă sunt în funcțiune și ne-au ajutat. Am colegii mei alături care au lucrat și lucrează pe ele și la momentul acesta. Cele nouă autospeciale care vor ajunge la risipă la oraș vor acoperi necesarul? O parte din necesar să le acopere în cea mai mare parte. În afară de auto speciale de stingere, de ce mai aveți nevoie la nivelul inspectoratului? Noi suntem implicați, și domnul prefect o știe și când a fost și dumneavoastră la Consiliul de Țean, suntem implicați în destul de multe proiecte pe fonduri europene și încercăm să achiziționăm mai multe mijloace de intervenție. Unele ne-au venit pe partea de inundații, altele pe partea de intervenție pirotehnică, pe partea de intervenție la probleme chimice, biologice, bacteriologice, care vedeți că se cam înmulțesc sau se adună și sunt necesare anumite mijloace, precum și echipament de intervenție, echipament individual. Aici mai avem o mică problemă, dar tot așa, după câte știm, la nivel inspectoratului general, în Ministerul de Interne, sunt proiecte și se vor achiziționa, astfel încât și echipamentele individuale de protecție să fie schimbate, să ajungă la noi cât mai noi și mai bune în punctul ăsta de lucru. Mulțumesc!